Bine ați revenit! Să revedem întrebarea de data trecută. La un moment dat, Dragoș i-a spus lui Bogdan: ieri după masă am văzut fum pe direcția casei tale, dar n-am putut să văd ce se întâmplă de casa lui Gabriel. Ana a spus: da, l-am văzut pe Dragoș la geamul de la stradă, e chiar peste drum de geamul meu, încerca să vadă ce se întâmplă. N-a fost mare lucru, a spus Bogdan. S-au prins niște frunze și au făcut mult fum. Dar chiar, Elena, am uitat să te întreb, bătea un pic de vânt dinspre est. Sper că n-a ajuns fum la tine în casă. Elena i-a răspuns: nu cred. Când am văzut fumul, eram pe drum, mergeam la Felicia. Dar n-am putut să fiu atentă la fum pentru că trebuie să traversez 3 străzi ca să ajung la ea. Însă n-am simțit fum în casă când m-am întors. Iar Horea a spus: eu n-aveam de ce să mă sperii, vântul ducea fumul în direcție opusă casei mele. Au mai stat ei câtva timp de vorbă și apoi Cristi i-a spus lui Radu: mâine seară ne întâlnim toți la un grătar, la mine, acasă. Te rog să vii și tu. Poți? Da, a răspuns Radu, sunt liber. Atunci i-a spus Cristi: hai să-ți arăt pe hartă care e casa mea, tu nu cunoști zona noastră. Nu-i nevoie, a răspuns Radu. Am aflat din discuția pe care ați purtat-o care e casa ta. Voi știți? Ca să identificăm casa lui Cristi, să luăm afirmațiile pe rând. Prima, Dragoș îi spune lui Bogdan: ieri după masă am văzut fum pe direcția casei tale, dar n-am putut să văd ce se întâmplă de casa lui Gabriel. Din această afirmație aflăm că între casa lui Dragoș și casa lui Bogdan se găsește casa lui Gabriel. Dar pe hartă observăm că sunt 4 perechi de case între care se găsește o altă casă. Între casa Maro sau Vișinie, cum i-au spus unii, și cea verde se găsește casa albastru închis sau bleu marin, cum i-au spus alții. Percepția culorilor e foarte diferită de la om la om. Între casa portocalie și cea albastru închis se găsește casa gri. Între casa mov și cea verde se găsește casa roșie, între casa albastru închis și casa albastru deschis se găsește casa roșie. A doua afirmație. Ana spune: da, l-am văzut pe Dragoș la geamul de la stradă, e chiar peste drum de geamul meu, încerca să vadă ce se întâmplă. De aici aflăm că una dintre casele între care se găsește altă casă are o casă peste drum, o altă casă decât cea dintre ele. Așa că perechea de case maro și verde, între care se găsește casa albastru închis, nu ne mai interesează, deoarece nici casa maro, nici cea verde nu sunt în această situație. A treia afirmație. Bogdan spune: s-au aprins niște frunze și au făcut mult fum. Dar chiar, Elena, am uitat să te întreb, bătea un pic de vânt dinspre est, sper că n-a ajuns fum la tine în casă. Acum știm că Elena are casa la vest de Bogdan. Deci casa lui Bogdan trebuie să aibă o casă la vest. Atunci poate fi casa albastru închis, verde sau mov. A patra afirmație, Elena spune de data asta: nu cred, când am văzut fumul eram pe drum, mergeam la Felicia, dar n-am putut să fiu atentă la fum pentru că trebuie să traversez 3 străzi ca să ajung la ea. Însă n-am simțit fum în casă când m-am întors. Această afirmație, deși poate nu pare, ajută foarte mult, deoarece singurele case între care traseul trebuie să traverseze 3 străzi sunt perechile maro, albastru deschis, și verde, albastru deschis. Dar numai casa maro este la vest de altă casă, ceea ce înseamnă că aceasta este casa în care locuiește Elena. Iar atunci casa albastru deschis este casa în care locuiește Felicia. A cincea afirmație. Horia spune: eu n-aveam de ce să mă sperii, vântul ducea fumul în direcție opusă casei mele. Asta înseamnă că Horia locuiește la est de casa lui Bogdan, care la rândul ei trebuie să aibă o casă la vest. Singura casă care poate fi a lui Horia este atunci casa verde. Dar asta înseamnă că Bogdan locuiește în casa albastru închis, Gabriel în casa gri, Dragoș în casa portocalie, iar Ana, care știm că locuiește vis-a-vis de Dragoș, în casa mov.
Mai știm de asemenea că Elena locuiește în casa Maro și Felicia în casa Albastru Deschis. Singura casă care a rămas este cea roșie, deci acolo trebuie să locuiască Cristi. Acesta este un raționament posibil, pot exista mai multe variante, mai scurte sau mai lungi, în funcție de ordinea în care luăm cele cinci afirmații care ne furnizează informații. Eu am vrut să le iau în ordine cronologică, dar nu este evident obligatoriu să le luăm în această ordine. Deci răspunsul corect este Cristi locuiește în Casa Roșie. Întrebarea de data trecută am fost întrebat din nou, pentru că am mai fost întrebat odată, de ce nu pun mai des întrebări legate de imagini, de inteligența spațial-vizuală și mi-am dat seama că într-adevăr am pus puține astfel de întrebări. De aceea azi vă voi prezenta trei secvențe de desene, mai exact de grile 3x3, iar întrebarea va fi de fiecare dată ce imagine urmează. Așa că pentru a găsi răspunsul la aceste întrebări aveți nevoie de inteligență spațial-vizuală și logică. Aici vedeți cele trei secvențe dispuse pe verticală, iar așa cum am spus, ceea ce trebuie să găsiți de fiecare dată este ce urmează, adică ce trebuie să conțină grila cu marginile roșii. Ca să vă ajut, vă spun că prima secvență, cea din stânga, ar putea fi numită secvență de completare. A doua, cea din mijloc, secvență de mișcare. Iar a treia, secvență de mișcare și transformare. Știu că e greu să dați răspunsurile în cuvinte, de aceea vă propun să-mi trimiteți răspunsurile printr-un desen care să conțină grilele 1, 2 și 3 la adresa mea de e-mail pe care o vedeți la sfârșitul tuturor materialelor mele. Aștept cu nerăbdare răspunsurile voastre pe săptămâna viitoare.